Directă cu noi este corespondentul Antena 3, Cristi Georgescu, cel care vine cu mai multe informații. Cristi, te ascultăm. Bun găsit, Cătălina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Bărbatul de 60 de ani și-a incendiat, practic, locuința în care și el stătea. Apoi a fugit de la fața locului și a fost găsit câteva ore mai târziu la marginea localității Erbiceni și era în stare de ebrietate, așa cum de altfel spun cinii că se întâmpla de fiecare dată. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă mama acestuia, în vârstă de 90 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce ar fi suferit un atac de panică. Acesta a mai recurs de câteva ori la astfel de gesturi, însă nu a reușit să concretizeze practic totul. El a revenit în localitate după ce și-ar fi vândut toate proprietățile pe care le avea din cauza datoriilor la jocurile de noroc, revenind să practic la casa părintească unde se afla și acolo a început practic să facă și câteva renovări. Casa, în schimb, a arsă din temelii, iar pompierii, deși au intervenit prompt, nu au reușit să mai salteze nimic. Cristi Georgescu.